Ce se întâmplă în aceste zile în România, îmi permit să spun că e de noaptea minții. Pentru că avem în fiecare zi motive să credem că oamenii ăștia nu știu pe ce lume trăiesc, cei care sunt la putere. Tocmai au trimis un comunicat cei de la PSD în care arată că observă cu satisfacție că marile agenții de rating internațional și-au îmbunătățit prognoza pentru România, fiind vorba de perioada de la începutul lui 2017, adică fix lunile în care a fost guvernul Grindeanu. Guvern Grindeanu pe care Liviu Dragnea s-a chinuit să-l dea jos. A reușit să-l dea jos. A pus unul mai bun, sperăm. Nu știu dacă o fi mai bun, că noi vedem ce se întâmplă în realitate. Și vedem ce se întâmplă bună oară la ANAF. ANAF care ar trebui să colecteze taxele, impozitele, să facă să funcționeze lucrurile în țara asta. Bun, fiscul din Timișoara, bună oară, ce a reușit? A reușit să facă doi copii cu autism să rămână fără bani de tratamente. Bani proveniți din redirecționarea 2% din impozitul pe venit din partea circa 400 de persoane ar fi trebuit să ajungă la un ONG care se ocupă de cei doi copii. Însă, cei de la ANAF au depus bani într-un cont greșit. Povestea familiei Boian este una tristă. Au doi copii, Alex și Radu, de 9 și 7 ani, amândoi diagnosticați cu autism. Pentru ei au înființat în urmă cu 3 ani asociația Alex Radu și Autismul, prin care încearcă să strângă fonduri pentru a le asigura tratamentele necesare. Iar oamenii cu inimă mare au donat pentru cei doi copii. O faptă bună care s-a lovit de nepăsarea și neatenția funcționarilor de la ANAF. 31.000 de lei bani proveniți din redirecționarea 2% impozit pe venit din partea circa 400 de persoane au fost virați din greșeală unei alte asociații din București. Georgiana Boian a făcut demersuri către ANAF Timișoara și a aflat inițial că ar putea primi banii abia pe la finalul anului. Până la urmă, conducerea ANAF Timișoara a recunoscut greșeala angajatului, însă se scuză spunând că este foarte mult de muncă la preluarea acestor formulare, iar astfel de erori sunt umane. Instituția a anunțat că va trimite somații către ONG-ul din București, iar când acesta va avea bani în cont cu ajutorul băncii, sumele vor fi oprite. Eu aștept săptămâna asta să-mi fie virați banii, dar n-am înțeles exact de la domnul director. Dacă virează banii la noi și apoi se reglează ei cu celălalt ONG sau dacă îi fac lui oprire pe cont și apoi îmi virează mie banii. Că a doua situație nu e fezabil, adică nu cred că într-o săptămână ne vedem banii, ceilalți cred că n-au nimic în conturi. Până când lucrurile se vor rezolva, familia Boian are de plătit 3.500 de lei pe lună bani pentru terapiile celor doi copii în vârstă de 7 și 9 ani. Dacă nu-mi permit terapiile și întrerup, băieții o să regreseze. Dar eu nu o să, o să fac orice posibil să n-ajung în situația asta. Bun, este încă un caz în care ANAF-ul face tâmpenii. Îmi permit să spun acest lucru, să folosesc acest cuvânt, pentru că tu, simplu angajator, tu, simplu cetățean, dacă ai de plătit o taxă la stat și nu ai bani, imediat se pune poprire pe conturi. E, dacă ANAF-ul face tâmpenie, așa cum se întâmplă de foarte multe ori, ANAF-ul nu plătește, pentru că statul nu plătește. Statul, dacă are să-mi dea mie bani, mi-i dă la Sfântul Așteaptă. În jumate de an, probabil, oamenii ăștia își vor vedea banii dacă și îi vor mai vedea. Asta este un nou caz de bătaie de joc la adresa românilor și la adresa oamenilor care își plătesc taxe și care, prin această bunăvoință a unor familii sau unor persoane individuale, indivizi care și-au dorit să ajute acest caz, și-au donat prin această opțiune de 2%. Știți ce se va întâmpla? Și din reportajul pe care l-ați dat dumneavoastră, eu am înțeles foarte clar că nu se va plăti o nouă sumă către acest ONG care are nevoie, ci punem poprire pe contul celelalte asociații și om vedea cam când se Ăia la care strânge s-a banii. făcut plata din greșeală. Exact. Ceea ce înseamnă că această familie, timp de, nu știu, 6 luni, un an, va trebui să găsească o altă modalitate prin care să acopere 3.500 de lei lunar. Spuneați și dumneavoastră foarte bine, orice se întâmplă la ANAF este scuzabil. Dar dacă eu, de exemplu, nu mi-aș plăti taxele, nu că mi s-ar pune poprire pe cont, ar ieși și mare scandal, că sunt unul din oamenii care, întâmplător, și aici cred că toată lumea este de acord, mai suntem și persoane publice, vrem să facem cumva, să mai furăm statul și așa mai departe. Dar când statul greșește, nimeni nu-și pune o întrebare și n-ar fi problema că a greșit odată. Ok, înțeleg, suntem umani, dar la ANAF greșelile astea sunt constante și sunt zilnice. Bun. Ceea ce, scuzați-mă, îmi dă un pic de Și gândit. dacă vedem că această instituție, ca și multe altele din România, bun, hai să zicem de ANAF, nu funcționează de ani de zile, sunt greșeli, bun, greșeli, hai să zicem, odată, o greșeală, o eroare umană se rezolvă. Dar aici e vorba de niște proceduri. Oamenii ăștia nu pot pur și simplu să-i dea imediat suma datorată acestei femei, pun poprire pe conturile unui om care n-are nicio vină că ANAF-ul a greșit.
Și trebuie să aștepte persoana care are nevoie de acești bani jumătate de an ca să-i recupereze. Păi și blochează și celălalt ONG, da? Din punct de vedere cheltuieli. Acum nu mai știu cât va are de așteptat. Că e simplu. Dacă o societate a primit niște bani necuveniți, dacă este sesizată de ANAF că a primit bani necuveniți, societatea respectivă vedează banii înapoi de unde păi a primit. S-a rezolvat durează 24 de ore exact până la urmă. Nu e o mare nenorocire. Întoarcerea banilor. Cred că nu trebuie să dureze jumătate de an ca oamenii ăștia să-și primească banii. E o greșeală. Lucrurile sunt foarte clare. E o greșeală fenomenală. Pentru asta cineva trebuie să plătească. Tocmai discutam că nu e nimeni de vină în România. Toate se întâmplă. E bine că se întâmplă. Nu plătește absolut nimeni. A venit momentul ca cei care au greșit și au făcut această eroare mare sunteți pentru să nu este prag la abuz în serviciu sau la neglijență. Nu, dar haideți să ajungem în penal. Haideți să ajungem măcar la răspunderea administrativă și patrimonială a funcționarului public. Eu măcar exact, la asta categoric, m-aș opri. Dar nu mai obligator. Vorbim de răspunderea penală acolo unde asta nu știu dacă e abuz în serviciu. Poate a fost o greșeală. Bun, din punctul ăsta era discriminată, sigur că din punctul ăsta de vedere, trebuie spus că ANAF-ul este o instituție total neprietenoasă cu contribuabilul. Din punctul ăsta de vedere, trebuie spus că o cerere pe care o depui la ANAF și care, potrivit codului de procedură fiscală, să spunem, ar trebui să fie procesată într-un termen de 30 de zile sau de 45 de zile, ți se întoarce procesată poate într-un termen de 3-4 luni, timp în care tu, în calitate de contribuabil, ar trebui să te duci în instanță arătând că nu ți s-a soluționat cererea într-un mod legal, ceea ce, din punct de vedere formal, foarte mulți români nu își permit să facă. La ANAF depui o petiție însoțită de toate documentele respective și primești un răspuns peste 2 luni de la data depunerii petiției. Am exemple în dosare în societatea noastră între de avocați. Primești răspuns peste 2 luni că s-a înregistrat petiția ta și ți se va da un răspuns când ei aveau un termen de răspuns deja în 30 de zile de la depunere. Vorbim despre o instituție care pur și simplu face popriri fără somație în condițiile în care în codul de procedură fiscală, așa cum a fost el modificat, s-a instituit obligativitatea emiterii somațiilor prealabile chiar și în cazul popririlor. Nu mai poate să înceapă o executare silită fără somație, tocmai pentru că s-au întâmplat abuzuri. Știți ce face ANAF prin diversele, de exemplu, administrații fiscale din București? Face în continuare aceste popriri fără somație, agenți economici, persoane fizice. Știți de ce? Știți de ce? Pentru că nu există niciun fel de răspundere. Și să nu ne ducem la neglijență, la fapte penale, să ne ducem măcar la răspunderea administrativă, să răspundă administrativ funcționarul respectiv și răspunderea patrimonială. Pentru că nu există niciun fel de consecințe, lucrurile astea se perpetuează. Și ANAF este o instituție bolnavă, iar dacă ne ducem la organele de control, noastră știți ce este acolo. Orice vizită din partea ANAF antifraudă trebuie să se soldeze cu o amendă. Îi se spune contribuabilului, bietului contribuabil, îmi pare rău, dar o amendă trebuie să vă dau. E o informație foarte proaspătă. Dan Voiculescu poate fi eliberat. Era așteptată astăzi această decizie. Poate fi eliberat condiționat. A stat 3 ani de zile, cred? Da, cred că vreo 3 ani. Și cred că va fi externat și din spital. Avea o problemă de sănătate. Da, dacă într-un an condițiile legale informația foarte pe scurt. Aș vrea să mă înțeleg, în contextul acestei atitudini a ANAF-ului omniprezente, este cu atât mai puțin binevenită această atitudine de a pune în lege, de a integra în lege principiul că orice contribuabil este potențial infractor și iată, infractor. Ce spuneați și dumneavoastră, în contextul acesta. Din păcate s-a terminat emisiunea, e informația momentului, va fi eliberat Dan Voiculescu, detalii în jurnal, rămâneți pe B1 TV.